Salut, scuze și bine v-am regăsit la ultimul episod. Să o zic, o dezamăgire foarte mare. Mă vedeți deja cu inculpat aici, dau shawarma de asta nebună. Este ultima shawarma pe care eu voi mai mânca. Este un moment trist din viața mea, deoarece am zis gata cu fast food-ul ăsta principal, pentru că din fast food eu doar consumam această shawarma și am zis că de astăzi va fi, nu că ultimul, 100% ultimul, cel puțin luni bune, aproape un an, 2, 3, de-abia să mai mănânc, de-abia atunci una așa de poftă. Dar voi avea o mare, mare pauză. Am vrut să facem asta cu amicul, mi-am propus chiar să facem un vlog când amândoi mâncăm. Dar a intervenit ceva și iar nu s-a mai putut filma eu, să filmez eu cu el. Și rămânem de fi la varianta eu singur. Așa că să ne bucurăm, să mă bucur de ea. Așa că apăsați și voi butonul și dreptul de sus, că am văzut că vă place seria asta. Dar din păcate seria va lua sfârșit în videoclipul de astăzi. Va mai reveni în viitor, posibil. Avem iar șervețelele, clasic. Așa că, ciofi. Ca întotdeauna. Cea mai bună shawarma. Este tot din aia mare. Pentru că o diferență de 2 lei între aia mare și aia mică, și am zis că de ce să mai pun 2 lei și să mă bucur mai mult, să mănânc mai mult. Și o să vorbim puțin despre videoclipurile mele pe YouTube. Pentru că ați văzut și voi și am văzut și eu, mamă, stai că pică de ce. Nu mai vorbesc cu mâncarea în gură, gata. Ați văzut cu toții că am postat videoclip cu Stumble Guys și a avut destul de multe vizualizări. L-am postat seara la 8-9, ceva de genul. Dimineața când m-am trezit avea vreo 4-50 de vizualizări. Acum că e 1 ceasul când filmez eu, are vreo 250 ceva de genul aproape și încă urcă, adică e pe locul 1 din 10. Ceea ce înseamnă că îmi plac jocurile, doar că contul meu e... Mă strigă Robert, revenim imediat. Revenim imediat că mă strigă Robert și na. Da, v-am obișnuit că la videoclipurile cu shawarma să nu fie cut-uri, adică să nu tai. Doar că a venit Robert și a avut ceva să-mi spună, că a venit de la After, s-a întâmplat ceva pe acolo, în fine. Și a trebuit să punem o leacă pauză, așa că revenim. Era la subiectul cu vizualizările, da? Ia să-mi pici șervețele de mucam, ajura. Lasă aici. Hai să o să de pe cameră. Am văzut dacă postez Stumble Guys, fac destul de bine vizualizări față de un challenge unde mi-aș da interesul și fac mai puține vizualizări. Doar că eu vreau să mă distrez. Chiar dacă nu știu, o să am la videoclipul ăsta, nu știu, 70 de vizualizări și 6 like-uri. Dau un exemplu. Nu mă interesează atât de mult încât mă interesează că m-am simțit bine în videoclipul ăla și că o să am amintire peste 3 ani când o să mă uit, ia mă, ce am făcut pe YouTube, să bag așa videoclip. Bine, poate fac și atunci, nu se știe niciodată. Și să bag așa un videoclip, ia uite, bă, mâncam și urma, ca chestii de-astea, nu o să fac altceva, chestii de-astea, să am ca amintire. Așa că videoclipul meu, contul meu nu o să se bazeze din nou pe jocuri, o să mai apară așa, nu știu, săptămânal, un videoclip, două, cu Stumble Guys, diferite jocuri, dacă vă place, dacă nu, nu. Dar o să fie tot challenge-uri, adică ne-am axat pe challenge-uri, ați văzut că am avut jocuri și apoi ne-am ales ceva. Challenge sau jocuri? Challenge. Pentru că este foarte complicat când ai calculator să filmezi și una și alta, sau să filmezi numai jocuri. Pentru că am telefon după care filmezi, știți? Și trebuie să investezi banii deocamdată când o să fie momentul să-mi cumpăr un trepied, să-mi cumpăr LED-uri, să-mi cumpăr mai multe nebunii. Și după aia, dacă e să facem ceva cu jocuri. Asta s-a auzit pe Robert, da? Cer și eu scuze la mâncătorul ăsta de cealaltă. Eu care am crezut că a plecat, dar mă rog, cred că mai e puțin la poate acolo. Mă, dacă mai mă mâncăm așa. Cu...
Este foarte ciudat să știu că practic gata. Eu cu shawarma, amice, dacă vezi videoclipul ăsta și știu că o să-l vezi, poftă bună la shawarma, baftă la pozele pe care o să mi le faci, să mi le trimiți, că mănânci shawarma, că deja mă enervează situația. Aia e, așa că măcar apăsați butonul și pentru partea asta ultima, măcar asta să mă încurajeze ca și cum că am oprit această, acest obicei, să zic așa. Și l-am oprit dintr-un simplu motiv. Iar acest motiv include mai multe beneficii pentru mine, cel puțin. Și a urma îngrașă. Știm cu toți. În timp, dar îngrașă. Eu având kilogramele perfecte pentru vârsta mea deocamdată, chiar aș vrea să mai slăbesc doar 2 kg, adică 2-3, nu e ceva, o, dar asta e dam la mea, să mă văd cu minus 2-3 kg. Dar aici am kilograme perfecte pentru vârsta mea. Și au urmația din putere. Și nu mai te desfărți cum ai vrea tu. Pentru că, de exemplu, eu dacă vreau să fac sală acasă, că deocamdată nu plec aici în oraș la mine, n-ai cum să mănânci la urmă și să faci sală. Pentru că niciodată nu o să ai tu pătrăsele sau să ai mus sau chestii de astea. Dar dacă tai ceva ce știi că nu coincide cu programul tău alimentar, trebuie să o faci. Trebuia să alegi la vânzătoarele alea. Am fost client fidel până astăzi. De astăzi să mă uitați. Așa că vreau să văd la videoclipul ăsta multe, multe, multe like-uri. Dacă facem 100 de like-uri, băi, deci stați, facem o afacere. Nu ne aude nimeni decât eu și încă câteva sute, aproape mii de oameni care vă uitați la videoclip. Iar am uitat să iau suc. Nu că îmi dau un duduie cap. Iar am uitat să iau să mă mâncava cava și gura. Bă, și am zis, bă, în toate părțile. Mai puțin în prima când am mâncat cu amicul și am avut suc amândoi. Bă, am uitat să iau suc iarăși. Mă nebunesc. Dar într-un fel mai bine. Tot apă bag. Uitați aici, cărniță, cartofi, niște castraveți. Conține și castraveți care sunt buni, castraveți murați, varza, carnea, cartofi mai mult sau mai puțin. Ia uitați cât mai este dintr-o șoarma mare. O bucățică. Vorba bine, dar mă rog. Dar am vrut să vă zic că dacă facem 100 de like-uri, bă, poate. Poate, doar poate, atenție, doar poate. Dacă facem 100 de like-uri, o să mai fac un videoclip cu shawarma, eu și cu amicul de data asta, adică nu separat, nu o să mai vedeți asta. Și eu și amicul în aceeași cameră. Doar poate, dacă, asta depinde de voi. Dacă am făcut 100 de like-uri sau nu. Așa că voi decideți. Băi, dau like să mai facă partea și cu amicului, să vedem, poate face o nebunie ceva. O să vedeți, nu vă zic mai multe. Sau numai toate astea, asta a fost cu seria, ne-a plăcut. Ți-ai făcut vizualizări, toate alea. Încheiu și gata. Mai am și eu de la școală. Astăzi este marți când filmez eu și marți îl și postez. Pentru că așa sunt cu videoclipurile pe care le fac la șalama, când filmez și postez indiferent. 6, 7, 8, ai? Două șervețe de mai. Asta și asta. Amicul e bai de el. A dat teste. Ascultări. Note, e rupt în 14, așteaptă note, așteaptă toate astea. De-aia nu prea m-am intersectat cu el. De când cu făina mi se pare la videoclipul ăla, așa că intrați și voi. Că m-a lăsat singur să muncesc bolangiu acolo. Și e nașpa. Rău de tot. Pentru că vedeți, da? Bate lumina în cameră. Frumos. Dar gândiți-vă că asta este ultima săptămână când mai este soare și destul de cald. O să ajungem la 27-28 de grade. După aia vin ploi și frig.
Ia de filmează. Ia de filmează, frate. Ajungem într-un final și la ultima gură. Bine, mai e un pic de până la ultima, dar cu pași repezi. Ne luăm adio de la ea. Vreau încă scrie de unde am luat-o. Nu am uitat, am zis, bă, scrie de una alta, dar nu scrie. Nu. Sosurile alea blanau. Pe aici. Nu folosim și pe ultimul. Mai era decât 4 șervețele de data asta. Aum! Ne apropiem de ultima gură, mâncava și gura. Și oficial, ultima gură. O vedeți aici. Ce pot să-ți transmit eu ție, dragă, și urmă, ne vedem. Doar cu ajutorul vostru vorbesc acum. Dacă fac 100 de like-uri la videoclipul ăsta, ne vedem apoi chiar că la ultima parte. Sau poate mai continuăm, depinde. Câte like-uri facem, depinde. Dar dacă n-am făcut 100 de like-uri, drumurile noastre aici se încheie. Muzica de aia tristă. Așa trebuia să intre acum. Ok, ce a fost tabla nouă de aici, de la finalea, uitați-vă. Altceva. Acum e ultima gură. Asta o putem numi ultima gură. Gata, fraților. Am terminat și eu. Am terminat și șervețelele. Oficial s-a terminat cu șaormița noastră. Ne luăm la revedere de la ea. Am luat la revedere și de la voi și ne vedem la următorul episod. Și zilam aici sărăcuța, mai făcut fericit atâția ani, dar într-un final drumurile noastre vor lua o întorsătură. Ne vedem la următorul videoclip. Eu am fost Chris, apăsați buton și de subscribe la 100 de like-uri. Vom mai face o parte, dar data aia va fi eu și amicul, nu doar singur. Apăsați buton și de subscribe, abonați-vă număr cât mai mare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-am făcut poftă, fugiți și voi, cereți bani. Mamă, tată, unchi, mătușă, văr, frate, soră. Dă-i și mie să-mi și o șaorma, că mi-a făcut bulanciu ăla poftă, ceartă-te cu el, nu cu mine. Și duceți-vă și luați-vă și voi dacă vă este foame, nu prea este ea sănătoasă și... Na, da, fără să faci pofta, eu zic că mergi. Ne vedem la următorul episod, eu am fost Cristi, vizionare plăcută, ciao!